Bine v-am regăsit! Mă bucur să vă prezint un debut la 61 de ani și încă un debut substanțial care mie practic mi-a adus aminte de romanele realiste ale lui Mircea Eliade, căruia îi plăcea să manevreze 1, 2, 3, 4 cupluri și să infuzeze reflectivitate între toate relațiile lor. Deci Eliade de o parte și Dan Stanca de cealaltă parte. O să vă spun și pentru ce. Mă bucur deci că după 25 de ani îl regăsesc pe Gabriel Klimoviț, un om alături de care când făceam suplimentul Litere, Arte și Idei la Cotidianul lui Ion Rațiu, știu că prin 91-92 chiar am avut un schimb ușor polemic, mai nedomesticit așa, de idei pe marginea goliciunii bărbătești din spectacolul lui Alexander Hausvater Au pus cătușe florilor și ne întrebam noi atunci, 91-92, pe acel fond revoluționar, dacă nu cumva criteriul estetic are în sfârșit voie la nuditate în post-dictatorialitatea de la noi. Iată-l acum, deci la 60 de ani, cu un roman de debut, Nunta, aud că este prezent pe piață cu al doilea lui roman. De ce vă spun că mi-a adus aminte de Eliade și de Dan Stanca? Pentru că el, de fapt, este un autor cu teză morală. Pe el îl interesează cam ceea ce înseamnă, poate mai puțin, dar cam ceea ce este René Guénon în romanul lui Dan Stanca, este Nicolae Berdiaev în romanul nostru. Deci îl interesează ideea iubirii, ideea raportului între spiritualitate și sexualitate, ideea adulterului și, mai departe, intrăm pe zone dostoievskiene, unde este ideea vinovăției, a răului, a infidelității, a păcatului, a hubrisului, deci și a ispășirii. Ispășire prin moarte. Avem și zone de dramatism cât se poate de intens. Până una alta, să vă spun că avem o Românie în mic, avem România baștanilor, a beizaderilor, România nunților de la Snagov, România oamenilor plini de bani, care sunt afaceriștii care îi montează pe politicieni și îi și aleg în Parlament anume să le facă legile pe care le vor ei, o țară în care legea este fără de legea, o țară în care toată lumea înșeală pe toată lumea, în care spitalele sunt o bolgie dantescă din care ești mai mult mort, dacă nu cumva direct mort, decât viu. Și avem, atenție, în tot minimalismul din proza noastră de azi, Gabriel Klimoviț ne dă 4 cupluri care intră în relații inclusiv de Changé Le Dam. Îl avem pe Radu, care este un priapic superb și care mănâncă femei pe pâine, însurat cu o femeie la fel de superbă, dar rece, de o bogăție formidabilă. Îi avem pe Nikita și Afrodita, îi avem pe Amedeo, filolog de 22 de ani, cu Maria, care o să moară în circumstanțe negre. Apoi intrăm în metafizic prin Andrei, bibliotecar la Institutul Teologic, și cu Agapia a lui, se căsătoresc virgini, amândoi la 18-19 ani, au 3 copii, dar ispita va intra și în patul lui. Pe drum, Radu se cuplează cu Afrodita, Radu are o scenă superbă cu o țigancă vânzătoare de flori, deci relații, adulter, cei doi adulterini pleacă în Veneția, sunt, deci tot felul de o vitalitate narrativă, repet, neobișnuită în minimalismul nostru și totul cu un unghi, cu un nucleu reflexiv. Vina este a sexualității sau iubirea are legături cu Agape de o parte, Thanatos de cealaltă parte. Simt că este un autor la care voi reveni rapid. La revedere!